Vești bune pentru brașoveni odată cu deschiderea aeroportului pe 15 iunie. Înființăm prima linie de transport către aeroport, o linie expres A1, care va face legătura între Gara Brașov și aeroportul din Ghimbav. Aceasta va avea un traseu care pornește din Gara Brașov, trece prin centrul civic, Livada Poștei, Bartolomeu și apoi gară. Vom avea 13 astfel de plecări în prima etapă, corelate cu programul zborurilor. Această linie va funcționa începând de pe 15 iunie și vine în sprijinul brașovenilor care vor zbura de pe aeroportul Brașov și a turiștilor care ne vor vizita. Pe lângă asta, în acest weekend, odată cu deschiderea porților aeroportului pentru public, cu ziua porților deschise organizată de către Consiliul Județean, îi invităm pe brașoveni să folosească transportul public pentru a ajunge acolo. Vom avea înființată linia 28E pentru acest weekend, pentru 10 și 11 iunie, care va pleca din Livada Poștei cu o frecvență de 10 minute și pe care brașovenii o vor putea folosi pentru a ajunge la aeroport. Mai mult decât atât, cei care se întorc la ora 11 vor găsi în Livada Poștei autobuze care merg spre cartierele Brașovului, 11 linii cărora le-am prelungit programul până aproape de ora 1 noaptea. Le reamintesc brașovenilor, 10-11 iunie, din Livada Poștei, între orele 11 dimineața și 12 noaptea, pot să viziteze aeroportul Brașov, ziua porților deschise, utilizând sistemul de transport în comun, care va pleca la fiecare 10 minute din Livada Poștei cu linia 28E.